îmi sunt Rea. Mă numesc Tina. Și urmăriți Rea și Tina, dragilor, a venit cu noi informații din casa puterea. Dragilor, vlogul ăsta trebuie să-l urmăriți până la capăt, pentru că o să rămâneți absolut șocați de informațiile pe care le veți auzi și le veți vedea. Cu foști concurenți din casa puterea dragostei. Da. E dezastru, stați până la sfârșit, hai să băgăm subiectele, Rea, că nu pot să mă abțin. Vorbim despre Mocanu și Bia, care au petrecut noaptea împreună. Avem înregistrări cu ei, avem dovezi. Dar oare Mocanu mai e cu Andra? Oare ce spune Andra? Video, adică o să vedeți pe acele înregistrări că ei doi se pupă, ei doi au intrat în cameră, ei doi nu știu ce spune am Andra. Am trezut intime. Sinceră să fiu, crezi? Da. Crezi? La pensiune? Te duci la pensiune cu un om degeaba? Nu există o noapte. O noapte cu tine. Dar nu numai asta, avem și cu Jador și cu o blondă care este prietena bine din câte am înțeles. Oricum. Măi băieți, ce faceți voi? Jador parcă e la parcă Georgiana, acum cine mai e? Deci vlogul ăsta o să mi-e rău fie, deja. Da, o să fie cel mai șmecher vlog în ultima lună. După bătaia cu băieții ăsta o să rupă cel mai tare. Deci vom vorbi și despre Jador, care a fost surprins cu o blondă. Noi credem că este prietena BA, dar o să faceți și voi comparația mai târziu între Instagramul ei și ce vedeți pe următoarele videoclipuri. Vom vorbi și despre Livian și Andreea Pirui, care s-au certat la cuțite. Livian i-a făcut niște reproșuri. Vorbim și despre Ligi, care s-a curcat cu Sergio. Dragilor, Sergio aruncă asta, bomba. Deci stați puțin, asta se spune, da? Asta se zvonește. Acum rămâne la aprecierea ei să spună adevărul. Din câte am înțeles, Sergio are o filmare cu Ligi de acum câteva zile. Acum nu știm dacă este adevărat sau nu, dar scrieți pe comentarii ce părere aveți. Eu sunt șocată. Eu nici nu știu cum filmez vlogul ăsta, pentru că eu sunt șocată. Vlogul ăsta este cel mai bun vlog de până acum. Cel mai bun vlog. Vorbim despre Diana, Gabriel și Ela, care în continuare sunt în ceartă, să zic așa. Gabriel i-a făcut niște reproșuri Elei, de fapt a jignit-o foarte urât, gen că e femeie de luat odată și lăsat. O să vă spunem exact ce a spus și plus multe, multe alte subiecte, dar primele două sunt cele mai importante, așa da, că da, și vom vorbi și despre Ela și Ligi, care au terminat relația de prietenie, și vorbim și despre Bianca Comănici, care a luat apărarea cuiva în toată cearta asta. Da, haide familie. Aveți acum 5 secunde să dați un mare, mare like neapărat, un share pe Facebook și repede în comentarii scrieți hashtag 3 zile. Mai sunt 3 zile și terminăm cu pandemia. Lasă pandemia și asta, că eu sunt șocată, dragilor. Toate aceste dovezi, filmulețe, le veți găsi pe Instagramul Rea și Tina Oficial 2 la story și ca poster. Da, trebuie neapărat să intrați pe Instagram. E singurul cont de Instagram unde voi veți vedea dovezile, plus aici pe vlog. Așa că hai să numărăm, să facem 20.000 de like-uri, numărăm? Haideți familie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie. Dar nu uitați să apăsați pe butonul de like și în partea dreaptă, în colț, găsiți o poză cu fețele noastre. Dacă sunteți de pe calculator, apăsați pe ea și dați subscribe, adică să vă abonați la canalul nostru de YouTube, da? Unul la mână, eu vreau să vă spun că sunt șocată. Eu credeam că Mocanu iubește pe Andra. Eu știam că ei sunt împreună. Pe parcursul vlogului, cât vorbim despre subiectul ăsta, o să lăsăm aici în partea asta clipulețele, să vă uitați și voi atent la ele. Eu știam că Mocanu o iubește pe Andra, că este împreună cu ea. Eu ce să mai înțeleg acum? Înseamnă că Andra săraca a picat la mijloc. Deci noi am vorbit cu Andra după vlogul de acum două zile și ne-a spus că sunt în certuri și așa mai departe. Există posibilitatea să se împace, încă nu se știe. Aseară am vorbit cu Bogdan Mocanu la telefon, i-am spus că vrem să ne picteze niște jachete. Într-adevăr, avem noi o chestie, o idee în minte, după care și el a spus că na, automat are sentimente pentru ea, dar nu știe dacă se va mai împăca și sau nu cu ea. Minte și că stă acasă, că e în depresie. Da. Băi, eu că sunt în depresie, nu mă duc să întrețin relații intime cu fostul meu iubit. Uite-te la clipulețele astea, ce înțelegi? Și mai făcea și cu mâna la cameră, adică Jador cu Mocanu făcea așa cu mâna la cameră. Băi, deci eu am rămas șocată, nu pot să cred că Bogdan Mocanu și cu Bia. Deci oficial, dacă el a făcut chestia asta, băi, eu sincer, dacă aș fi în locul Andrei, nu vreau să zic chestii nasoale și așa mai departe, dar automat din moment ce el s-a întors la fosta lui iubită, că pot să spun că Bia a fost fosta lui iubită înainte, pentru că, de exemplu, ei doi erau împreună și sâmbătă și luni a intrat Andra în emisiune și ei s-au despărțit. Deci, practic, Andra oarecum s-a băgat în chestia asta, pot să spun că s-a reîntors la fost. Adică nu e o chestie tragică, știi? Este, cred că, un bărbat singur. Nu știu, eu mă gândesc la... Automat, și Bia e singur. S-o sunăm pe Bia. Voi ziceți s-o sunăm pe Bia. Bă, sunăm acum, dar ideea este că mi se pare absurd. Absurd când tu iubești pe cineva și când stai 8 luni de zile cu cineva. Și mai ales, băi, ne-am primit un mesaj pe Instagram cu un cont fake cu astea și am primit toate filmările, tot. Și date, ore și zic, bă, n-are cum. Noi abia ce am vorbit cu ea la telefon, este imposibil. E de acum două seri. Și ne-am dat seama, băi, dacă tu iubești un om, nu faci chestiile astea. Acum o să ne sune toți. O să ne sune și Bia, și Mocanu, și Andra, dar nu este vina noastră că noi
prin chestiile astea. Bogdan, dacă tu o iubeai pe Andra, nu ai făcut niciodată așa ceva și mai ales cu Bia, când tu ai denigrat-o pe Bia și ai spus că tu nu te-ai cucat cu ea. Eu asta nu înțeleg, de ce el nu a recunoscut, adică în emisiune a făcut-o cu ou și coțet și după ce s-a despărțit de Andra la prima ocazie s-a întors la Bia, înseamnă că el chiar are sentimente pentru ea, înseamnă că el n-a uitat-o, sincer, părerea mea. Scrieți pe comentarii ce părere aveți voi, credeți că Bogdan Mocanu a uitat-o pe Bia și eu sună pe Bia. Nu, eu chiar vreau să sun pe Bia. Să vedem dacă este adevărat. Eu nu cred că vedem dacă ne răspunde. Eu nu cred că o să recunoască, pentru că automat nimeni nu a recunoaște chestia asta. Dar din limbajul ei o să vedem dacă este adevărat sau nu. Ciudat, eu am emoții, mi-e frică și scrieți în comentarii dacă vi se pare corect față de Andra ce a făcut Bogdan Mocanu. Băi, dar ei practic erau despărțiți. Hai să mă și pe 4 zile? Te plângi că suferi după un om și după 4 zile tu faci chestiile astea, nu există. Înseamnă că tu vei vorbi la telefon cu toată lumea. Nu, că eu încerc să-l scoți și n-am cum. Mi-e milă de Andra și merită mai mult, jur. Băi, Bogdan, îmi pare rău. Bogdan, ai speclit-o maxim. Să știi că cu Andra nu am primit nimic, Andra nu a vorbit și nu s-a văzut cu nimeni. Din păcate, tu ai făcut ceva. Melissa. Băi, haide să facem altceva. Hai să o sunăm pe Bia. O sunăm. Dar nu-i spunem la început că suntem pe vlog. Da, nu-i spunem că suntem pe vlog, nu-i spunem nimic, doar o întrebăm. Îi spunem că am primit niște clipulețe, bla bla bla. Hai să vedem, Bia, ce părere ai despre asta. Sigur, nu recunoaște. Nu recunoaște, hai să vedem. Telefon, WhatsApp. Vorbește tu că râd. Alo. Ce faci? Dormeam, ce să fac? Ce faci? Mamă, frate, somnul de după amiază, de frumusețe. Uite, voiam să vorbesc nu știu, ceva. Ce ai? Ce ai, Bia? Ești ok? Nu știu, mi-a fost rău așa. Dar nimic, sunt bine. Sper că ești bine. S-ar putea să ți se facă rău după conversația asta. Fii atentă. Am primit niște clipulețe în care tu ești cu Bogdan Mocanu acum 2 seri la o pensiune. Și Jador este cu prietena ta cu care ai poză pe Instagram. Sunt clipulețe în care se vede că intrați în camere. Avem niște clipulețe în care tu erai cu el pe balcon, fumați și v-ați sărutat. Ei făceau cu mâna la cameră. Știi de clipulețele astea? Cum adică n-are cum? N-are cum așa ceva. Îți spun eu sincer că sunt, adică le-am primit de pun pe vlog. Nu are cum așa ceva, nu las cu de-astea acum pe mine, pe bune. Eu îți spun sincer, stai că îți mai dau câteva, nu știu, dovezi, nu știu, sunt fel și fel de ghivece de flori pe aleea aia, ei doi e o masă, la cameră. Nu? E o masă pe balcon. E o masă, tu la un moment dat te apleci pe piciorul lui Bogdan. Și aveți voi așa ceva? Da. Am primit tot, da. N-are cum. Ba zic sincer că sunt clipulețele alea. Până la urmă ai fost tu sau? Băi, ideea e în felul următor. Dacă vrei să recunoști sau nu, lumea oricum e curioasă pe vlog. Și eu zic mai bine să spui adevărul ca să nu, în momentul în care apar de la noi sau de la alte persoane, să nu pară că știi minți. Noi să punem pe vlog totul. Stați-mă puțin, cum adică e pe vlog? Adică pe vlog, adică noi o să punem aceste clipulețe pe care le-am primit, apropo, de la un cont fake pe vlog. Și înregistrăm. Dar oricum nu e nimic pornografic sau chestii în aceste clipulețe, vă pupați voi, dar reiese că voi ați petrecut noaptea la pensiune. Da, nu știu, tot ce pot să spun în apărarea mea e că eu sunt liberă și nu stau să dau explicații la nimic. Așa. Și nu vreau să implic alte persoane, să vorbesc despre alte persoane, eu pot să vorbesc doar despre mine și atât. Păi dă mai despre tine, ești tu sau nu în clipulețele alea? Și Bogdan Mocanu este un bărbat liber și asta e. Bine, Bia, o să punem pe vlog. Da. Și nu știu, băi, stați puțin, cum să puneți pe vlog așa ceva? Păi, dar nu... M-ați luat și din sunul așa de bune. Oricum păi, nu le puneam pe vlog și dacă nu confirmai tu. Da, am zis să te anunțăm înainte ca să vedem care este adevărul. Oricum nu ai picat prost sau ceva, pentru că din câte am înțeles și el era un bărbat singur, adică și tu ești singură și... Dar eu nu înțeleg de unde până unde e tu cu el, adică știam că totuși el nu mai are nimic pentru tine, sau mă rog, asta spune el. În fine, după acele clipulețe ne-am dat noi seama că el chiar mai are ceva pentru tine, dar lăsam la aprecierea oamenilor. Apropo, frumușică prietena ta blondă, care era cu Jador. Se potrivește un pic cu Jador, așa ce-i drept. Dar... Dar... Mulțumim mult, Bia, o să punem pe vlog. Și acum să vedem dacă mai faci o postare să ne-o trimiți și nouă, o să o punem pe vlog. Dar dacă e ceva eu tot nu înțeleg de unde aveți voi asta. Ei, asta este sursa noastră. Așa mulțumim. Cum am primit și acele clipulețe cu Jador Georgiana sau cu Ela sau cu Bătaia sau și așa mai departe. Am făcut rost și de... Sunt la manevră. A manevră? Nu știu cine a făcut manevră. Cred că v-a făcut cineva manevră. Există și posibilitatea asta. Nu știu. Că eu nu aveam de unde să știu că sunteți acolo. Plus că sunt o grămadă de postări pe Instagram de la aceeași hai locație. Hai că mă interesezi, fii atentă. Hai că mă interesezi și te anunț. Vorbim.
Ok, sunt foarte multe postări pe Instagram unde aveți chiar aceeași locație și tu și prietena Și la ta story a spus același și lucruri. Bogdan, adică nu cred că e nevoie de mai multe dovezi de atât. În fine, Bia, ne auzim mai târziu Te atunci, după pupăm vlog. și mulțumim că ai Bine, te intrat. pupăm, Pupi, haideți, pupi. Nu cred. Asta cu eu sunt Deci o femeie nu, liberă și exact, Bogdan este un bărbat liber. deci nu a negat, n-a zis nu automat nu sunt eu în clipurile alea, a zis de unde le aveți. Asta denotă faptul că există ceva și nu e prima persoană care dă de unde le aveți. Nu mai întâi spui, frate, nu sunt eu, nu mă interesează, știi? Da. Și faptul că e o femeie liberă și el e un bărbat liber, asta. Înseamnă că s-au întâlnit, scrieți-ne pe comentarii. Ce părere aveți? Bia și Bogdan Mocanu s-au întâlnit. Oricum aici vedeți toate clipurile și se vede clar că s-au întâlnit. O să-i punem și pe Instagram în Rea Știin Oficial 2, da? Trebuie neapărat să-mi dați pe Instagram. Uite, deci eu sunt șocată, deci eu sunt șocată. Oare asta a fost planul lui Jador de la bun început, să se despartă Bogdan de Andra și să iasă împreună la agățat sau nu știu, mă gândesc așa. Mă, dar parcă Bogdan Mocanu a murat pe Bia. Eu asta nu Bia, asta înțeleg. nu În înțeleg emisiune a spus că niciodată n-ar avea ceva cu Bia sau că nu a avut niciodată. Și mai ales acum, după 4 zile, hopa, țopa, Bia. De ce nu are cineva? Fix la Bia, De ce fix. Nu altcineva? O fată care nu e cunoscută. O fată care nu a fost în emisiunea Puterea Dragostei, nu? Nu, pentru că a avut ceva pentru Bia, eu asta înțeleg. Îmi pare rău, Andra, probabil o să vezi vlogul ăsta și nu o să te simți foarte ok sau te așteptai probabil să-ți trimiți prima dată. Asta este Suntem situația. Alături de tine și meriți ceva mai bun, sincer. Pentru că suntem sigure că tu n-ai făcut așa ceva. Tu ai stat numai Măi, la dar eu Melissa. și aseară i-am spus la telefonul lui Bogdan înainte să primim clipulețele astea, am spus, be frate, dacă vă iubiți, împăcați-vă și treceți peste certurile astea. Dar crede-mă că după ce apare așa ceva pe internet în care tu, Andra, gen, ești înșelată, că nu era o despărțire oficial, oficial, oficial. Voi n-ați anunțat nicăieri. Ești înșelată de iubitul tău cu fosta lui iubită. Na. Urâți. Scrieți pe comentarii ce părere aveți și Asta dacă doare... vă este milă de Andra, scrieți-le. Asta e doare cel mai tare, doare faptul că nu am fost cu o fată oarecare, doare că s-a întors la fosta lui iubită, pe care o și denigra la început, înțelegi tu? A demonstrat prin chestia asta, din punctul meu de vedere, că tot ce a spus au fost minciuni despre Bia. Da. Că el a avut ceva și încă are pentru ea, că nu te întorci tu ca băieți, lăsați în comentarii, fetelor, voi la fel, că ați trecut prin situații de genul. Da, un bărbat te face praf după care se întoarce la tine, după ce a fost împreună cu tine, înțelegi tu? N-are niciun fel de logică. În fine. Scrieți pe comentarii ce părere aveți despre Bogdan Mocanu. Mie mi se pare absurd. Dacă iubeai pe Andra, nu făceai niciodată așa ceva și mai ales după 4 zile. Andra, suntem alături de tine, te susținem și o să treci și peste asta. Și nu l-am sunat și pe Bogdan pentru că suntem sigure că el ar fi negat și că ar fi făcut foarte, foarte urât și ne-ar fi întotdeauna să nu le punem pe vlog. Așa că, Bogdan, dacă ai ceva să ne spui, ajută să ne suni. Dar se vede clar că ești tu acolo, așa că nu cred că mai ai ceva de spus. Mamă, mie nu vine să cred, adică am vorbit cu oameni. Îmi pare rău, sincer. Dar această situație se leagă și de faptul că Jador este în acele clipulețe împreună cu fata blondă care pare a fi prietena Biei, pentru că din câte știu a apărut de foarte multe ori pe live-uri da. Și mai departe. Avem înregistrări și cu ei. Ideea Dar se vede, următor. Se vede fata când își prinde Haideți părul. Să numărăm până la 5, dă-mi share pe Facebook, like și comment și intrăm în subiectul cu Jador. Deci eu sunt Rău. O... Eu, deci noi când am primit astea seară, am rămas șocată. Am zis, băi, nu pot să cred. Dar nu șocate de conținutul lor, șocate de întâlnirea lor, pentru că până Eram la urmă șocată, pentru că noi știam de la ei că se iubesc. Suntem tineri și ei sunt tineri, adică e normal să facem ce vrem noi, dar faptul că suntem persoane publice, să zicem, pe mediul online, e vă dați nașpa. Seama că e nașpa că trebuie să explicăm oamenilor ce se întâmplă. Haideți, da, numărăm până la 5, ne pe Facebook, like și coment. Găsiți toate dovezile din vlogul de astăzi, aceste clipulețe, cu Jador, cu fata blondă, cu Poze, Bia, cu story-uri. Mocanu, story-uri și tot pe Instagram-ul Rea Știin Oficial 2 și ca postări, dar mai ales la story. Haideți! Așa că hai să facem acum 20.000 de like-uri și în partea de jos aveți fețele noastre, trebuie neapărat să vă abonați la canal și scrieți în comentarii hashtag 3 zile. Mai sunt 30 și terminăm cu carantină. Hai să numărăm. Băi, eu zic să ne deschidem ziar, frate. Să facem ziar, sunt cele mai șmechere. Să vă abonați la canal, da, aici găsiți, da, subscribe canalului. Haideți, familie! 5, 4, like, 3, 2, 1, 0. Like, familie, voi iubim și vă mulțumim. Băi, ați văzut că în acele clipuri a apărut și o fată blond. Hai să punem aici, de fapt, Instagramul ei, da? Și aici aveți clipulețele. Ea își prinde părul. Acum vreau să intrați pe Instagramul ei, după vlogul nostru, și să vedeți dacă seamănă cu fata asta din clipuri. Dar este aceeași asta fată cu care Bia a făcut live-uri. N-are... Are poză cu Bia pe Instagram ieri. Poză de făcută de la de ieri. Nu, e prea mare coincidența. Pare a fi ea. Deci, din perspectiva mea, mai ales că sunt storiile alea unde sunt împreună și chestia asta s-a întâmplat, aveți data în parte deja, s-a întâmplat acum două seri. Aceste clipuri sunt foarte lungi. Ideea este că la un moment dat, fata asta bună a intrat cu Jador într-o cameră și Bia a intrat cu Bogdan. Acum vă dați seama că ce poți să faci într-o cameră cu cineva? Ce poți să faci? Jucă, a, să joci Remi? Să... Jador s-a jucat cărți și Bogdan cu Bia s-au jucat Remi. Scrieți pe comentarii, se vede clar, ei sunt, mai ales că fac și cum la Băi, cameră. Da, oricum cea mai mare probă este momentul în care Bogdan și Bia s-au pupat. Adică se vede clar că și-au dat un...
suc. Dai, bă, dar oare Ela ce spune? Da. Ela ce se spune despre faza asta cu Jador? Săraca! Dar Jador tot timpul a spus că este un bărbat singur, adică el nu este cu Georgiana, nu este cu ea, nu este cu nimeni. Adică da, de ce l-ar afecta pe el? Că fetele alea n-au nicio treabă cu viața lui, adică ar fi prea idiote să, ca femeia, trebuie să fii prea idiotă ca să accepti așa ceva de la un bărbat în mod public. Eu din câte am înțeles, el este încă cu Georgiana. Acum partea este că... Ai înțeles-o asta? Da, dacă Georgiana acceptă asta, este treaba ei, nu știu ce să zic. E absurd, e absurd. Noi de ce știm de la Jador? Că Jador este prietenul nostru, ne-a spus clar că el este un bărbat singur, așa că faza cu Georgiana, nu, dacă ar fi fost cu ea, cred că ne-ar fi spus. Acum nu știu ce are și el, fiecare om are chestia lui. Dar și faza cu fata blondă, noi, asta e, frate, bărbat plomei singur. De acum au ajuns împreună, deci totul se leagă, fraților. De acum 200, de când aveau story-uri pe aceeași locație, fac cu mâna la cameră, se văd ghivecele de flori, fata blondă este prietena Biei, ea cu Mocanu au fost împreună, ea cu Jador au fost... Nu există, nu frate, se leagă, există. E prea mult. Dar mă doare de Andra, deci mi-e atât de milă de Andra, deci credeți-mă, când o să vadă vlogul ăsta, trebuie neapărat să scrieți în comentarii, să dați mesaje, suntem alături de tine, Andra. Nu este ok ce a făcut față de ea, dar băi, Jador... Știi care chestia? În viața asta nu facem greșeli, în viața asta facem alegeri. În momentul în care facem o alegere, trebuie să înțelegem că sunt și repercursiuni, da? Nu orice alegere pe care o facem aduce numai bunătate și bucurie. Așa că Andra trebuia să înțeleagă de la bun început că Bogdan vine la pachet cu anumite chestii, cum și Bogdan trebuie să înțeleagă că și ea vine la pachet cu alte chestii. Dacă ei doi au făcut în așa fel încât să se înțeleagă și să fie împreună, fine, dar în momentul în care Bogdan apare pe internet că a petrecut o noapte cu fosta lui iubită Bia din emisiune, eu opresc așa ceva. Dacă aș fi fost Andra, nu aș fi trecut niciodată, pentru că m-a făcut de râs public. Înțelegi tu? E ok, adică despre ce vorbim? Suntem exemple, Bălan și toți artiștii. Scrieți pe comentarii. A reacționat frumos Bogdan Mocanu. A făcut ce a făcut frumos. Mie nu mi se pare. Mi se pare că a fost absurd și Andra nu merită. Sincer, de fapt el nu merită pe Andra. Nu știu ce să spun. E un bărbat singur, nu pot să-l judec din pe. Adică da, din punctul relației, dar e un bărbat singur și Jador la fel. Da. Asta este părerea. Trebuie să dați share la acest vlog neapărat, să dați share pe Facebook. Lăsați în comentarii voi ce părere aveți, înțelegeți voi că noi ne demangăm cu părerea pe chestiile astea, dar poate voi aveți altă părere, eu știu. În fine, da, nu știu, intrați la fata blondă de a Izabela, parcă o chema sau ceva, da. De ce nu intrați, comparați pozele și lăsați în comentarii dacă este ea. Dacă e iubita lui Jador. Jador, dacă e iubita ta, să ne contactezi, că noi chiar suntem curioase. Că crezi că sunt împreună? Păi, da, de ce nu? E un bărbat singur. Eu știam că îi plac blondele, eu știam că îi plac ceatenele sau brunetele. Nu știu, băi, nu mai înțeleg nimic. Oricum, Jador e bărbat singur, e ok, dar Bogdan, urât, nașpa, urât. Și nu că te judecăm noi, că e treaba ta. Dar dacă ar fi împreună cu Jador, probabil ar posta la ea pe profil sau ceva de genul. Nu ar posta niciodată. Păi n-a postat Georgiana 7 ani și postat ea. Hai mă, lăsați-mă, că Jador o să rămână cu Georgiana, vă zic eu. Se însoară cu ea. Băi, dar s-a întâmplat și în Casa Puterea Dragostei foarte multe chestii interesante, dar vă spun înainte de a da un mare like. Da, legătură cu Sergio și Ligi. Da, și Diana și Ela și Piru, în fine. Haideți, familie, trebuie să intrăm și în subiectul despre Casa Puterea Dragostei, ce s-a întâmplat zilele trecute la filmări. După cum știți, concurenții în ultimele 3 zile au avut liber. Da, haideți să numărăm, dăm share pe Facebook, like și comment și intrăm în celelalte subiecte. Și scrieți pe comentarii hashtag 3 zile și să facem acum 20.000 de like și nu uitați că o să punem totul pe Instagram în Rea și Tina Oficial 2. Da, trebuie neapărat să ne dați follow pe Instagram. Nu uitați cine pune acest vlog la story pe Instagram și ne dă tag, va fi repostat pe profilele noastre și de asemenea va face și urmăritor. Din punctul meu de vedere, că e public. Da, hai! Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vine să filmezi, vine să mă pe afară, să zic, hai să-mi bat picioarele! Stai un pic! Dacă tu ești șocată de treaba cu Bogdan Mocanu și Bia, gândește-te puțin la Sergio și Ligi! Când, Doamne, iartă-mă, te-ai fi gândit tu vreodată că Sergio și Ligi ar... Da, știți voi, frichi! Deci, stai puțin, a ajuns la urechile noastre o informație, Sergio și Ligi ar fi petrecut acum 2 seri împreună, gen, ar fi întreținut relații intime. Acum nu știm dacă este 100% adevărat, dar am înțeles că sunt și dovezi care vor fi postate, nu știu. Toată Casa Puterea Dragostei vorbește despre asta. Ideea este că Sergio este încă în Turcia. A fost niște probleme la ambasadă și nu a putut să părăsească deci Turcia. Era automat, deci este acolo, dar nu a intrat în emisiune, dar stă la hotel în continuare. Tina vă spune chestia asta ca să înțelegeți că nu s-a dus Ligi după el în Italia, Sergio fiind în Turcia, le era foarte ușor să se întâlnească. Dar eu nu înțeleg de unde până unde Sergio. Băi, faza e în felul următor. În casă toți băieții au relații. Adică asta e chestia, că n-avea cu cine și poate a simțit și ea, nu știu, na, nu știu. Mă gândesc. Dar fix cu Sergio când Ligi parcă era un pic îndrăgostită de Cătălin și Sergio era demascat pe Cătălin. Da, fix cu concurența, voi credeți că Ligi a întreținut relații intime cu Sergio? Sergio nu este un bărbat urât. Eu sunt scorpioancă și Ligi e scorpioancă și crede-mă că am spus mereu, bă, Sergio are ceva așa, parte ceva misterios. Mă gândesc că poate și ei s-a părut la fel, nu știu, eu încerc să te scot Ligi, cum pot? Nu, dar nu știu, ciudat. Bă, e problema ei, frate, dacă a simțit să facă lucrul ăsta. Dar nu o să recunoască. Pentru că, da, nici nu o să recunoască, sunt sigură, pentru că... Crezi că se repetă istoria cu Filip? Filip a spus că el s-a culcat cu ea și a spus că nu e adevărat. Acum, dacă el a spune că s-a culcat cu ea și a venit cu dovezi, eu cred că chiar spune că nu e adevărat. Pentru că și Filip a venit cu dovezile alea când era în pat cu ea.
Nu te duci la un hotel cu un om să dormi. Nu există, dragilor. Nu există. La vârsta lor, te duci să dormi cu unul la hotel. Nu există. Astea sunt de copii mici. Nu există. A simțit și a nevoie să fie iubită, atinsă, protejată. Toate fetele din casă au relații și văd că se pupă cu așa mai departe. A simțit și a nevoie să fie. Dar să fie împreună, mă, să vină în casă. Asta înapoi. Zic că mi-ar plăcea să fie. Cum ar fi să fie Ligicu? Na! Scrieți-le pe comentarii, se potrivesc Ligicu, Sergio! Ce părere ai? Sunt frumoși. Au ceva, nu știu, da, sunt, mie mi se pare mișto, mi-e îmi place, nu știu, voi ce credeți, lăsați în comentarii. Da, dacă tu vorbim despre subiectul ăsta, haideți să vorbim și despre Livian și Andreea Pirui, care s-au atacat, înțelegeți voi, zilele astea la filmări. Livian i-a spus Andreea Pirui că tu stai aici pentru bani și calci peste cadavre, adică gen, nu-ți pasă de nimeni și de nimic, ție-ți pasă să iei bănuții și cam atât. Dar am o întrebare, oare Marius nu era prietenul Livian? Ba, stai, adică, stai așa că... Eu asta nu înțeleg, păi cum vine asta, prietenul tău cel mai bun vorbește despre iubita ta așa? Da, nu și asta. Și Berna i-a spus ceva de genul. De fapt erau amândoi, și Livian și Berna, care o acuzau pe Pirui de chestia asta. Și a zis la un moment dat că noi la vârsta ta am fi făcut un copil și ne-am făcut o familie. N-am fi umblat prin emisiuni să facem chestii de genul. Înțelegi tu? Gen că ea e mai în vârstă și ar trebui să facă altceva. Și Pirui a spus, dacă nu taci, vin la tine acum și îți dau un scuipat. Ziceți voi ceva. Scrieți în comentarii ce părere aveți de replica asta. Bă, mi se pare o replică foarte vulgară pentru televiziune, pentru televizor. Da, exact, dar după replica asta Filip i-a spus lui Marius, Marius nu ești în stare să-ți controlezi femeia, că tu o lași. Acum Marius nu poate să o controleze pe Pirui. Toată lumea știe că Pirui este o femeie foarte recalcitrantă, o femeie foarte impulsivă. El nu poate să o controleze, că nu suntem acum care controlează pe care. Ea trebuie să se controleze, autocontroleze, pentru că este la televizor. Este la televizor, asta e chestia. Scrieți în comentarii ce părere aveți. Se pare normal comportamentul lui Andreea Pirui? Băi, dar ea s-a simțit atacată. Și care chestia, repet, cum am spus și în vlogurile trecute, de fiecare dată când Andreea Pirui a câștigat banii, nu a existat niciun fel de conflict în casă. Nimeni nu era supărat pe nimeni. În momentul în care el a început să câștige, mă rog, în ultimele două săptămâni probabil va câștiga și de acum înainte, în momentul ăla toate fetele au sărit în cap, sau asta am înțeles eu, i-au sărit în cap și că vezi, Doamne, tu e nu știu ce, că tu nu meriți banii, că tu bla 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 bla, înțelegeți voi? Probabil de aici și chestia asta cu Andreea Pirui ține cu Diana, tot conflictul ăsta și nu e apărarea ei sau ceva de genul, știi? Și pentru voturile din marea finală, pentru că există și o frustrare, bănuiesc, din partea Andreea Pirui. Frate, el aia bani acum câștigă și emisiunea. Adică noi de ce mai stau aici? Acum... Dacă nu iau banii niciodată, de ce mai stau aici? Dar știi care e chestia? Că el așa... merită, mă, lasă-mă, frate. Dar lasă, pe lângă chestia asta, se părerea ta, pe lângă chestia asta, eu cred că și celelalte fete, și Berna, și Diana, da, și Ligi, gândesc la fel. Băi, dar noi de ce stăm aici? Dacă tu te plângi că stai în emisiunea și nu iei banii, noi de ce stăm aici? Că noi nu am luat niciodată. Înțelegeți voi? Adică nu e o chestie corectă, Andreea, că și tu ai luat de foarte multe ori. Într-adevăr, și el a luat de prea multe ori. Dar uite că asta e bătălia. Uite că asta a fost șmecheria ele. A fost foarte rejată că s-a băgat pe Jador. De ce nu te băgași tu pe Jador? Că la început parcă îți plăcea de și lui de tine. Uite, a fost fraieră, le-a luat pe Marius. Nu a fost fraieră. Andreea Pirui știa niște lucruri despre Jador și nu a vrut să-și complice viața. Ca să înțelegi. Legătură cu Georgiana. A, înțeles. Păi, dar putea să facă la manevră. Cum la manevră. Nu Sumina e genul de om care să nu pună suflet și să nu se îndrăgostească. Așa cum o vedeți voi recalcitrantă pe Andreea Pirui, să știți că pune sufletă uneori în anumite chestii și probabil de aia n-a vrut să-și complice viața. Acum vă dați și voi seama din chestiile astea care este cea mai falsă. Pentru că de Georgiana se știe de foarte mult timp. Ne vorbim despre chestia cu Georgiana de, cred că, un an de zile. Da, se știe de mult timp. Toată lumea știa chestia. Și până și staful știa. Băi, dar eu nu vă dați seama cât de, nu știu, cum sunt unele femei de acceptat. Dar nu știu care e faza asta cu Georgiana, pentru că eu mi-aduc aminte la un moment dat când ne-a sunat Jador vara trecută sau, mă rog, acum câteva luni și ne-a zis ceva de genul că, băi, de la voi a pornit tot zvonul ăsta, că eu nu mai sunt cu Georgiana, că bla 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 bla. Ce să fac ca să nu mai spună lumea că eu sunt împreună cu Georgiana? Și noi în momentul ăla am spus așa: băi, Jador, fă un vlog împreună cu ea, da, uite, ne-am făcut noi o listă cu anumite întrebări și mai departe, fă vlog cu ea și îi explică lumii că voi nu aveți nicio treabă unul cu altul. Și la 4 ore exact fac vlog pe YouTube. Care, 3, 2 ore. Am rămas șocată, zic, înțeles? Nu pot să cred. Și fata aia chiar ea spunea că nu mai sunt împreună, adică de ce ar minți? Pentru ce ar minți? Că știe foarte clar că dacă faci niște afirmații public, niciodată nu o să-ți mai fie bine ca femeie într-o relație. Adică întotdeauna o să fie chestia asta, bă, să nu știe nimeni. Eu am înțeles, dar după toate astea a venit și partea aia când el a fost cu ea la mâncare, să-i cumpere mâncare, sau când el a fost văzut cu ea la părinți la țară acum, păi, o săptămână. El a spus că au rămas prieteni. Și plus că Georgiana stă pe aceeași stradă cu el. Și tu dormi cu prietenul în pat? Păi de unde știi că au dormit în pat? Când a fost la casă de vedete, când a venit în casă și era Dita Trollerul acolo și era și un parfum de femeie, pe bune. Eu am încercat chiar să vă spun, dar pe nu bune. Am cum cu ea, frate. Nu e, frate, mie milă de Ela și mie milă de fiecare fată care intră în viața lui Jador. Și nu că e un băiat rău, dar este un băiat care nu știe ce vrea. Și un băiat care se joacă cu focul, dar ai grijă
că te arzi, te arzi. Și o să vină una care o să te ardă, bă, Jador. Bă, Jador, îți dau eu un sfat, atâta timp când nu te lovește nimeni la carieră, mă rog, în carieră, glumesc și eu, nu ai de ce să-ți faci probleme, atâta timp cât ție ți-e bine pe plan muzical și în ceea ce faci tu, fetele vin, pleacă, știi, tu vorbeai cu autobusul și biblioteca, niciodată să nu alegi după un autobuz că vine următorul, ce zic și... Da, cam așa e. Scrieți-mi pe comentarii ce părere aveți și pe cine susțineți, pe Ela sau pe Andreea Pirui. Scrieți-mi și ne vreți să câștige marea finală. Bă, eu le susțin oarecum în mod egal. Înțelegi tu? Pentru că fiecare are partea ei de adevăr și îți dai seama că dacă e să le analizezi la rece, fiecare are dreptate în felul ei. În fine, haideți să trecem la următorul subiect. Vorbim despre Diana, Gabriel și Ela. Că na, asta se întâmplă, sunt puțini concurenți în casă și sunt foarte puțini. Da, numărăm până la 5, share pe Facebook, like și comment și vă explicăm ce a spus, cu ce a jenit-o de fapt Gabriel pe Ela, pentru că a spus niște cuvinte destul de grele, destul de dure. Eu Gabriel, ca fată, care era îndrăgostit de ea. Da, eu ca fată, dacă mi-ar spune un băiat așa ceva, aș folosi replica aia pe care a folosit-o Pirui. Marci că-ți dau un scuipat, știi? Adică pe bune. Ha, cum să facem 20.000 de like-uri, scrieți pe comentarii hashtag 3 zile și nu uitați că o să punem toate dovezile pe Instagram în Rea și tine oficial 2, da? Trebuie neapărat să dați follow. Și am abonat la canal. Haide și share pe Facebook. Și comentarii în partea jos cu hashtag 3 zile, pentru că mai sunt 3 zile și ieșim din casă. Jesus Christ, vrem noi. Asta e ideea. Când vrem noi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, voi și mulțumim. Bă, ăsta a fost un vlog prea bun și este un vlog prea bun, jur. Ăsta merită un share și merită și un like. Și este like, un vlog și prea share bun. Și să-l puneți la story pe Instagram, pentru că jur că vă repostăm pe toți care puneți acest vlog la story. Deci pe toți, pe toți, pe toți, pe toți. Am și o întrebare pentru voi mai întâi. Băi, ce părere aveți pe Diana? Ați văzut ieri sau la televiziune că a leșinat. Foarte mulți oameni spun că a fost un leșinat fake. Scrieți în comentarii, Diana chiar a leșinat pe bune sau a fost fake? Eu, ce zici? Eu nu m-am uitat. Băi, foarte mult au comparat-o cu o fată de la Turci care a leșinat. A, pe de așa a comparat-o și pe munte cu... Acum nu cred că leșin, n-ai cum să leșine, ce sunt ăștia? A făcut rău că a sunt actori? N-ai cum. Băi, putem să vă spunem că Diana și-a schimbat stilul de viață, că mănâncă mai sănătos și se simte mai bine în perioada asta, asta știm sigur. Dar pe partea cu leșinul, nu, a zis că nu s-a făcut rău în cauza, la, nu știu, chestia cu Fernando sau informațiile alea, nu, pur și simplu s-a simțit rău. Și mai am ceva să vă spun, dragilor, primim foarte, foarte multe mesaje zilnic în legătură cu dieta pe care o noi. Aveți în partea de jos în descriere un link pe care voi trebuie să intrați. Nu, sau să cel mai bine, sau cel mai bine ne scrieți nouă pe Instagram, dacă vreți dieta și vreți să urmați dieta și să slăbiți cum am slăbit și noi, și noi vă vom răspunde cum puteți să intrați în posesia dietei. Cel mai bine. Cel mai bine vă așteptăm cu mesaje. Vreau să slăbesc sau cum vreți voi, vreau și o dieta și noi vă explicăm cum să intrați în posesia ei. În sfârșit a apărut dieta care ne-am slăbit 8,5 kg eu da, și da, nu vine să crezi, am spus de atât timp că o să apară în curând. Eu am slăbit cred că vreo 8 kg ceva de genul, dar se poate și mai mult, nu știu, că nu m-am cântărit de o săptămână, că am avut și eu probleme femei și știi că ai retenție de apă mai mult, adică reții apă da. Și ți arată cu mai mult cu un kilogram și ceva. Și n-am vrut să mă demoralizez. Dragilor, hai să o dăm în subiectele astea interesante. Gabriel i-a spus ele în felul următor. Lăsați și voi în comentarii ce părere aveți de replica lui. Hai să așa. Ela, ești ca o cheie de aia pentru jos, pe care o scoți și după mergi mai departe. Gen despui, o scoți, despui și mergi mai departe. Adică gen o folosești și o arunci. Oare Gabriel încearcă să ia replicile lui Jador? Oare Gabriel crede că dacă o atacă pe Ela, este la fel de bine văzut ca Jador? Băi, dacă mi-aș da drumul la gură, ar fi scandal pentru toată lumea, cu toată lumea, dar nu vreau să dau să spun nimic, tot ce vorbim noi cu fiecare în parte e confidențial. Dragilor, pot să spun că asta a zis Gabriel, că gen e o femeie pe care o e de unică folosință, înțelegeți voi, cam asta a vrut să spună. Eu nu înțeleg de unde replica asta, pentru că Gabriel, tu ai stat vreo 2-3 luni, te-ai ținut după ea și fata a spus că nu vrea să fie cu tine, adică nu poți să vorbești așa, știi că asta e chestia cu vulpea care ne ajunge la struguri. Oricât de mult rău i-ar fi făcut Dianei, nu atacai cu o replică de genul, spuneai orice altceva, că e par și voierea e false, orice ceva, dar nu gen. Știi, pentru că dacă ai fi fost cu ea și ai fi întreținut relații intime cu ea și chestii și ați fi vorbit și așa și nu ar fi mers, era altceva. Dar tu, pentru că n-ai ajuns la ea și spui replica asta, asta denotă faptul că știi tu cu vulpea, știi proverbul ăla. Din câte am înțeles, Bianca a dat apărarea Elei. S-a certat foarte, foarte urât cu Pirui. Înainte, Bianca parcă nu suporta pe Ela. Acum am făcut, păi nu, și un vlog împreună, s-au întocat. Da, toată săptămâna trecută i-a reproșat la filmul, o să vedeți săptămâna viitoare la televizor. I-a reproșat că nu e o prietenă bună, că a avut încredere în ea, că bla bla bla, se dă pe lângă Livian. Știi de ce? Voturile. Nu știu de ce. Nu neapărat voturi. Pentru că Livian. Livian a spus Biancai, bă, nu mai te lua de el, pentru că nu este ok, pentru că Livian simte ceva pentru ea, sunt sigură. Și automat Bianca, pentru că îl iubește pe Livian, face tot ce îi spune el. Sunt sigură. Scrieți în comentarii ce părere aveți. Eu sincer cred, așa cred. Băi, ești inteligentă. Oare există și posibilitatea asta? Nu știu, sau pentru... Eu nu cred că o suportă Bianca pe el, mă. Fii serios, mă. Nu există. Bă, după ce a făcut mișto Andreea Pirui de Bianca în gala aia pe care cred că săptămâna asta sau următoare o să vedem, în care o chema, o striga video. Video, eu automat nu mai ținea cu ea și cu Diana, nu? Adică sincer acum, te-a jignit, nu ții cu persoana care nu te-a jignit. În fine, vorbim despre Ramona, care a spus că Diana, care este problema aici? N-am venit în emisiunea asta să vedem care e mai tare.
Înțelegi tu? Și de aia ar fi zis Ramonei, tot în scandalul ăsta, ar fi zis Ramonei că, domne, tu să nu vorbești. Și Ramonei a spus Dianei că eu zic ce vreau, când vreau. Pe cum să nu vorbești, Diana? Sunteți într-o emisiune de divizată, la Puterea Dragostei. Fiecare are dreptul să vorbească pe materiale. Da, pentru că sunt două grupuri, Tina, înțelegi tu? Eu vorbim despre Diana, Ligi, Andreea Pirui sau, mă rog, ce mai e, vorbim despre Berna, Bianca, probabil, Ela, înțelegi tu? Dar Diana nu înțelege faptul că în momentul în care vorbește Ligi, de ce sare Andreea Pirui pentru ea? De ce sare Diana pentru ea? Și între ele, automat și în grupul celălalt va fi același lucru, adică nu poți să-i spui omului, bă, tu să nu vorbești. De ce să nu vorbești? Tu n-ai vorbit? Scrieți pe comentarii cu cine țineți, cu Ramona sau cu Diana? Eu țin cu Ramona aici. Plus că vorbim de freedom expression, adică toată lumea ar avea dreptul la replică, știți ce spun? Mă scuzați, telefonul meu sună. Dragilor, nu știu ce să spun. Haideți să vorbim și despre ultimul subiect. Vorbim despre Ela și Ligi, pentru că se pare că s-a terminat lanțul de iubire. Nu mai sunt prietene deloc. Le numărăm până la 5 de... Da, nu știi? De tot? De tot. Mamă, hai! Numărăm până la 5 de share pe Facebook, like și coment. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și toate dovezile din vlogul de astăzi le veți găsi pe Instagramul Rea și Tina Oficial 2 la story. Și dacă vreți să slăbiți cu noi, scrieți-ne pe Instagramul nostru Rea de a Tina Drip. Da, urgent, 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 da, să slăbim. Da, să scrieți chestii de dietă, nu bună ce faci sau chestii de genul. Să știm că este legat de dietă. Da, nu uitați în partea de jos comentarii cu hashtag 3 zile. Haide! 5! 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Update. S-a dus Tina să-mi ia celălalt telefon, pentru că, după cum știți, eu am două telefoane, am păstrat 8 și am și 11-le aici, așa că să vedem, bineînțeles, fel și fel de mesaje. Da. Deci, ca să înțelegeți și voi, mesaje, în general, de la, ca să înțelegeți cum ne scriu nouă conturile. Ca să înțelegeți. Ok, dragilor, haideți să vorbim despre ultimul subiect. Vorbim despre Ela și Ligi, care nu mai sunt prietene absolut. Dar nici nu aveau motiv, pentru că Ligi s-a pupat cu Jador în timp ce Ela era îndrăgostită de Jador. Și automat pe Ela a rănit-o foarte tare de atunci, de faza aia. Păi, dar nu e vorbim numai de faza aia. Ligi și Jador s-au pupat și pe holuri și pe afară. Și Ela a auzit chestia asta nu și cred. Ba da. Și el a reproșat chestia asta, a spus că nu e o prietenă bună și bla bla bla, că n-ar fi făcut niciodată o prietenă așa ceva, atât timp cât ea de un an de zile plânge în fiecare zi aproape la televizor și ce Jador. Mă rog, a plâns, că acum am înțeles în ultima perioadă că s-a debarasat de tot de el. Înțelegi tu? Și a spus că nu mai are niciun motiv să fie prietenă cu ea și să nu mai fie prietene, never ever. Scrieți pe comentarii ce părere aveți, oricum nu credeam în prietenia asta. Nici, frate, dar băi, dacă eu Tina ți-aș spune ție că iubesc un om și că na, ne pupăm, suntem oarecum împreună și tu te pupi el pe hol, e urât ce faci, adică, dar acum nu știu, nu judec nici pe Ligi pentru că poate și are motivele ei sau poate nu este adevărat, mă gândesc că poate n-a fost adevărat, acum el poate are și ea niște surse care nu sunt atât de sigure, în fine. Scrieți pe comentarii cu cine țineți, cu Ligi sau cu Ela, dragilor, și mai am o întrebare pentru voi, scrieți în comentarii cine vreți să câștige marea finală, un băiat și o fată și nu uitați să ne dați acum un mare like, un share pe Facebook, comentariu în partea de jos și să facem 20.000 de like-uri. Vlogul ăsta merită. Mi-ar plăcea să câștigem un băiat dintre Filip și Livian și la fete o fată între, nu știu să zic, Berna, parcă mai degrabă Berna și Ela. Da. Nu dar o să câștige Andreea Ela Pirui și sau Ela. Ela sau... Da, Andreea Pirui sau Ela, cu siguranță. Dragilor, vrem să vă spunem că trebuie să lăsați neapărat următorul mesaj pe toate platformele noastre, unde ne găsiți, pe Facebook, pe Instagram, avem pagine de Facebook, avem grup pe Facebook cu Rea și Tina, avem de toate, da? Lăsați așa. Urmărim Rea și Tina. Din nou, mesaj acum. Dacă ne dați acest cuvânt cheie, știm că ați urmărit vlogul până la final și doar adevărații noștri susținători lasă aceste cuvinte în partea de jos în comentarii. Și da? după ce scrieți în comentarii, să ne dați și un like și un share pe Facebook, este obligatoriu, să ne puneți la story pe Instagram, pentru că vă repostăm. Hai, încă o dată. Deci, încă o dată, urmărim Rea și Tina. Încă o dată, că n-am spus cu tine. Urmărim Rea și Tina! Bine! Dragilor, nu uitați, așteptăm mesajele voastre și pentru dietă, pentru că sunt foarte multe fete și băieți de asemenea care vor să slăbească. O să pregătim și un antrenament de fitness împreună cu antrenorul nostru personal, pe care îl puteți achiziționa tot așa, o să vă explicăm, dar așteptăm mesajele voastre, da? Pentru ultima dată în vlogul de astăzi, nu uitați că mai avem un canal, Renti Spice Vlog, acolo ne găsiți cu vloguri despre noi. Mâine facem tot posibilul să postăm un vlog. O să facem vlog cu Robert Ionescu. Scrieți în comentarii, vreți vlog cu Robert Ionescu? A, da, și lăsați ideile în comentarii, ce vreți să vedeți cu Robert Ionescu. Noi ne-am gândit cu glume cu apă în gură sau să facem farse la telefon. Da, dacă aveți idei mai bune, scrieți pe comentarii, hai să numărăm, pentru da? Pentru ultima dată în vlogul de astăzi, numărăm până la 5, dă-mi share pe Facebook, like și comment și dați subscribe canalului. Haide. Și repede comentarii, urmărim Rea și Tina. Hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim și haideți pe Instagram Rea și Oficial de pentru acolo să vedeți toate clipurile, da? Toate clipurile. Vă pup și vă iubim! Pa, familie!